O soție pentru Isaac. Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui Eliezer. După moartea mamei sale, Sara, Isaac era singur. Avraam dorea să-i găsească o soție, dar nu voia ca fiul său să se căsătorească cu o fată din neamurile vecine. O astfel de femeie s-ar fi închinat la idoli și nu i-ar fi învățat pe copiii ei căile Domnului. Avraam l-a chemat pe cel mai credincios servitor al său, Eliezer, cel care avea grijă de aurul și argintul lui, precum și de turme și de cirezi. El l-a trimis pe Eliezer foarte departe, în Haran, cu scopul precis de a găsi o soție pentru fiul său Isaac, printre oamenii care se închinau Dumnezeului celui adevărat. Luând cu el 10 cămile și multe daruri, Eliezer a pornit într-o călătorie lungă. A călătorit plin de încredere, deoarece stăpânul lui, Avraam, îi spusese că Dumnezeu va trimite un înger înaintea sa. În cele din urmă, a ajuns aproape de cetatea Haran. În acea seară, el s-a oprit lângă o fântână din afara cetății ca să se roage. Știa că fetele aveau să vină curând să scoată apă. Dar cum va cunoaște el care era fata potrivită pentru Isaac? O, Doamne, s-a rugat el, ajută-mă să știu care este fata aleasă. Fă-o pe aceasta să zică, bea și voi da de băut și cămilelor tale. Atunci voi ști că ea este cea pe care tu ai ales-o. În timp ce Eliezer se ruga, o fată foarte frumoasă a venit la fântână cu o vatră pe umeri. El a cerut apă, iar ea i-a răspuns, bea, domnul meu, și voi scoate apă și pentru cămilele tale. Erau exact cuvintele pe care se rugase să le audă. După ce a dat apă tuturor, tânăra fecioară a zis, numele meu este Rebeca, vino la noi acasă. Avem loc și pentru tine și pentru cămilele tale. Eliezer și-a plecat capul și a mulțumit Domnului pentru credincioșia sa. În dimineața următoare, Rebeca a consimțit să plece cu Eliezer și să fie soția lui Isaac. Când acesta a văzut-o, a iubit-o și ea i-a fost soție. Ei și-au fost credincioși unul altuia toată viața. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Psalmul 145:18. Copii, de ce n-a vrut Avraam ca Isaac să-și ia soție din țara lor? Cum a știut Eliezer că Rebeca este fata potrivită? A acceptat Rebeca să plece cu Eliezer?